La Par fierbe, un nou lider din teritoriu este amenințat cu excluderea de către președintele Laurențiu Baciu. După președintele Asociației Producătorilor Agricoli din Ialomița, Nicolae Sitaru, și liderul organizației de mehedinți, Cornel Stroescu, este vizat de șeful La Par. Fermierul mehedințean a primit o adresă de la președintele Laurențiu Baciu, în care este convocat în fața Consiliului Director. Lui Cornel Stroescu îi se cere socoteală pentru declarațiile pe care le-a făcut în ultimii 2 ani în spațiul public, mai ales în presă. Am primit notificarea de la La Par fără să fiu sunat de președintele Ligii. Nu avem noi nas să ne sune domnul Baciu și să întrebe care este problema. Noi suntem considerați, din punctul meu de vedere, cam ultimii oameni, aceia care habar nu au ce e pe lumea asta. Dânsul este atotștiutor și nu are voie nimeni să-și spună părerea sau să ia public o poziție. Noi plătim cotizație la Par să ne reprezinte interesele tuturor fermierilor, dar din păcate, în ultimul an, când producătorii agricoli au avut mult de pierdut, nu am văzut nici cea mai mică poziție a președintelui Baciu. Niciodată nu am spus că La Par, ci președintele sau conducerea Ligii nu au luat poziție. Și dau exemplu pierderile din cauza scăderii accizei la motorină, cu toate că motorina s-a scumpit, banii pe care Ministerul Agriculturii îi ia înapoi fermierilor pentru calamitățile din anul 2015, poziția Ministrului Agriculturii în ceea ce privește producțiile istorice și vedem care este prețul cerealelor la acest moment în România, vedem cum fermierii nu își pot vinde cerealele, deci vorbim despre sectorul vegetal unde activează La Par. Nu mai zic de subvențiile fermierilor care nu s-au dat, mai ales fermierilor mari, și vedem penalitățile de la bancă sau de unde au împrumuturi. S-a promis că vom primi 70% din bani și nu s-a achitat în avans nici 30%. Toate aceste probleme nu au avut parte de opoziția președintelui La Par. Nu știu dacă dumneavoastră ați văzut și dacă a ieșit în presă sau chiar la Agrointeligența și să spună: uite ce se întâmplă cu fermierii din România. Cred că președintele La Par ar trebui să își dea demisia, așa, ca un gest de onoare, iar cei care îl susțin să își asume poziția La Parului față de fermierii care au atâtea probleme. La Par nu avem voie să ne exprimăm și deocamdată este dictatură. Cine nu e cu Baciu e împotriva lui și trebuie să plece. Să se înțeleagă că La Par nu este făcut de Baciu, ci de alți oameni care au fost dați afară tot din cauza că au avut public o anumită părere. Deocamdată președintele La Par trebuie să vină în față și să spună concret care au fost poziții lui față de problemele pe care le au fermierii, deoarece trebuie să ținem cont că fiecare asociație plătește mulți bani ca și cotizație la Par. Și pentru ce sunt acești bani? Ca și în cazul fermierului Nicolae Sitaru, decizia în cazul lui Cornel Stroescu se va lua în fața Consiliului Director și mai apoi a adunării generale a La Par.